Rusia a amasat la frontiera cu Ucraina cele mai mari efective militare de după anexarea Crimeei. Armatele se adună din nou în estul Europei. Prezident Putin a spus nu так давно, но это высказывание актуальное сегодня, что те, кто будет пытаться развязать новую войну на Донбассе, разрушат Украину. Dar soldații dezinformării sunt de mult în tranșe. State television offers a different way of looking at things. It reports that Ukraine and NATO pose a threat to Russia and not the other way around. Rusia încearcă să-și conserve ceea ce a câștigat în ultimii ani. Cum Moscova minte pe seama Ucrainei, de ce să ne mirăm că minte și pe seama noastră? Știri reale, informații corecte. Uitați-vă la secvențialitate, că apare tema, se rostogolește pe Sputnik și după aia o găsești la ei. Breaking Fake News cu Marian Voicu, duminică la 7 seara pe TVR1.